Și nu e normal. Cu PPDT-ul cum merge experiența la nivelul Timișoarei? Înțeleg că la nivel de județ e ok. Nu e ok după ce zice domnul Țițirigă. Nu știu cine e Țițirigă. E președintele PPDT Timiș și de Limartă. Nu, nu-l cunosc, chiar nu-l cunosc. Omul fără. Ah, bun. În principiu există un protocol la nivel național între PSD sau dacă vreți USD, da? Și PPDD. Acum eu cred că există perioadă de căutări în cadrul PPDD-ului, ca să fiu așa mai finuț. Cred că nu toți acționează, și nu doar în Timiș, după ceea ce au semnat liderii naționali. Poate că la unii azi li se pare că trebuie să voteze într-un fel. De fapt, nici nu-i de mirare, având de vedere structura PPDD-ului și modul în care, să spunem, au fost aleși reprezentanții. Azi poate li se pare normal să voteze într-un fel, mâine în alt fel, de-aia și când m-ai întrebat legat de majoritate, eu cred că în momentul ăsta nu are nimeni majoritatea în Consiliul Local. Da, le dă presiune pe funcții, că ei ziceau că au scăpat așa, doar domnul Zahir, președinte la CJT, și că nu e bine, că e cam puțin așa. Nu știu, asta chiar... Înțeleg că există discuții la nivel de județ, dar nu sunt cel mai în măsură. Probabil săptămâna viitoare sau când va ține conferință de presă Titu Bojin o să vă spună mai multe. Chiar nu știu situația la nivel de alte localități în județul Timiș. Înțeleg că există diverse localități unde se poate face majoritate. Dar n-aș vrea să intru în amănunte, chiar vă rog să mă înțelegeți. Nu că n-aș putea să spun, nu le știu. Deci chiar habar n-am. Cert e că există acest protocol la nivel național, care ne așteptăm să fie respectat. Eu cred că vor exista nu doar în Timișoara, ci la nivel de România, până după alegerile prezidențiale, cred că vor exista tot felul de turbionaje, de schimbări, până când se așează lucrurile după alegerile prezidențiale. Asta este părerea mea. Apropo de schimbările astea, cum vedeți o posibilă colaborare cu Partidul Liberal Reformator pe plan local și pe plan parlamentar, pentru votare pe canalul lor în guvern? Foarte bună. Eu sunt oameni, cel puțin pe plan local, dacă vreți să discut legat de senatorul Petru Ehe Garner, pe care îl respect, cu care am o relație extraordinară și eu și ceilalți colegi ai mei, am făcut campanii electorale diverse împreună. Sunt oameni care n-au acceptat, dacă vreți să discutăm la nivel național, această trădare a PNL-ului, de a trece de pe azi pe mâine din barca USL-ului în barca lui Boc și a lui Blaga și a lui Videanu și a lui Berceanu. Și care cred că au avut următoarea logică. Noi am fost votați nu ca liberali sau PSD-iști, ci ca reprezentanța USL-ului. Despre asta e vorba. Îi respect. Va fi o colaborare, cel puțin pe plan local și sunt convins că și pe plan național, foarte bună. Pe când ar fi cooptați în guvern? Nu știu, nu. Asta nu e treaba mea. E treaba conducerii naționale și a premierului. Thank you.